Să vă explic ceva. Păi nu vi-l desfac, că n-am voie să vi-l desfac. Deci nu ne jucăm cu chestiile astea. Uite, v-a lovit în piept, vă doare aici. E posibil ca un vas să fie spart acolo și după o oră să aveți probleme foarte serioase. Trebuie să ascultați de noi, asta e regula. Ascultați de noi, da? Nu vei nimeni în mașina de aici. Vă rog frumos, vă preia colegii mei și mergem la... Hai, vă rugăm. De luat mașina și pleca la teatru pe ea. Doamna, nu vă ai nici urăt pictura ta. Hai, să vedem, vă rog. Nu, doamna, vă scoate până asta afară. Vă evaluăm funcțiile vitale. Și? Da, a început să scadă tensiunea. Doamna, a început să scadă tensiunea, mergeți cu voi. Ești mic. Dacă e 7, e bine? Nu e. Bun. Pune asta, așa, cum eu poate. Hai, Tensiometru dilatat, da? Ia-l dumneavoastră! Ia-l dumneavoastră! Nu mă zic la jos, nu vă luăm cu portul! Haideți să mergem puțin în mașină! Doamna mea scumpă! Hai, vă rugăm, înțelegeți-ne, vă implorăm. Doar vă verificăm, vă punem pe monitor un pic și gata, atât. Haideți în mașină, vă rugăm frumos. Doi pași, vă rugăm frumos. Doamne, răcoare. Monitorul e în mașină, vă implorăm. Mașina trebuie luată pe Haideți, doamnă, vă rog, doamnă. Haideți, lăsați colegii să se uite la dumneavoastră. Lăsați mâna de acolo. Doamnă. Haideți să vă consulte, domnul doctor. Mașina nu se rămâne singură, doamne. Suntem noi aici, o luăm de aici. Da?
mai bine așa. Haideți, vă rugăm frumos să vă întindeți puțin, mergem în mașină, avem mai răcoare și putem să stăm de vorbă acolo, da? Hai, vă rugăm frumos. Nu, dar eu nu merg la... Dă-mi vă reținchid și o du-te pe tine. Cheile de la mașină, lăsați colegii să se uite la... Cheile de la mașină... Cheile de la mașină sunt la noi, dar mașina nu rămâne aici, doamnă, da? Deci nu ați vrut să spune. Vreau să sun pe... Păi ce spune, noi ne-a sunat. Noi suntem cei care de sunat. Eu trebuie să sun pe cei care mi-au făcut asigurarea acasă. Nu e problemă cu... Adi, hai mașină. Nu, acum e cer și o dată așa. Unde ziceți dumneavoastră mașină? Dar și doamnă, că nu e nimic pe care am Haideți să ne urcăm puțin înăuntru, să mă arăt până când vine domnul polițist ca să vă facă... Și nu e mai bine să uite medicii la dumneavoastră? Sunăm pe cineva, doamnă? Nu e mai bine să uite medicii la dumneavoastră? E foarte cald afară. Uitați-vă, noi plecăm acum, vi se face rău, ce facem? E foarte cald afară, uitați-vă și dumneavoastră. Vine compania de asigurări, o ia și vă face mașina, de ce atâta problemă? Dacă doamna refuză... Asta înseamnă că ne refuzați strada. Dați să dau un telefon. Doamnă... Da, doamnă, că și noi testăm prea mult aici, doamnă. Hai să mergem la spital, copii. Telefonul nu are încheiat, că se duce după telefon. E încheiată, doamnă, mașină. Ce căutați, doamnă? Geanta e la mine în mașină, haideți la noi. Vă rog să-mi dați geanta. Haideți la noi în mașină. Geanta, doamnă. Doamnă? Hai, doamnă, să mergem. Doamnă? Haideți să vă rog la noi în mașină, haideți să vă dăm geanta. Păi haideți să vă dăm geanta. Mașină să vă dea geanta. Haideți. Thank you.
3 tone jumate, o coluire în stânga pe sub pod și foarte târziu lângă el. Ce anume? Foarte târziu, când am ajuns lângă el, l-am observat. Da, observat târziu. Foarte târziu. Trebuie să respectați, că știți că podul are, o să intre în reabilitare, podul. Acum ce riscă, domnul șofer? O să fie sancționat conform ordonanței.
cu o amendă de 2 puncte penalizare și 2 puncte amendă, în valoare de 67 de lei. Chințele, vă rog. Ce curs a efectuat dumneavoastră? Vă rog să comunicați. Iurgiu Alexandria. Pe care 95 din autorul. Ce acțiune la Danubius, aici, benzinăria Danubius. Certificatul de matriculare a mașinii și asigurare. Aveți probleme cu mine? Nu sunt probleme. În care Danubius să veni? Dar comunică ce probleme ai. Probabil până la 34-2013, da? E unde vedem aici cu mașina, dar trebuie să o vină în pantalie. Să mergă la firma, dar sigur, dacă nu, ora 13. De unde veniți? Grău Alexandria, am ajuns. Grău Alexandria, 95. Deci toate actele în regulă. V-ați obișnuit cu poliții și pedepse? Păi, asta e, în serie, de să nu obișnuiți, nu sunt oameni. Fiecare și practică nu sunt. Respectează regulă... Păi da, nu merg cu pasagerii în picioare, puteți să efectuați control și la bilete și la... Nici mai mult, nici mai puțin. Deci ia la capacitatea mașinii, 19 loc, tot 19. Are tot o regulă? Da, da. Inspecția tehnică valabilă până la 2-11-2011, asigurare valabilă până la 19-10-2011. Obișnuiți de recunoaștere.